Da, cea mai nouă ediție. Bună ziua și bine ați venit la cea mai nouă ediție Unbreakable România. Numele meu este Florina Dumitrache și sunt cofondator și CEO CyberEDU, organizator DevCamp, Ladies in Cyber Security și, bineînțeles, Unbreakable România. Activez în zona de cyber security de peste 8 ani și mă bucur să fac parte din așa proiecte frumoase care au ca scop creșterea comunității locale și regionale de cyber security. În primul rând, aș vrea să mulțumim partenerilor care au fost alături de noi și fără de care Unbreakable România nu ar fi putut avea loc. Mulțumim Orange România și Bitsentinel care au inițiat acest proiect și se implică de la prima ediție să creeze o experiență utilă și interesantă pentru voi toți. Mulțumim partenerilor instituționali, Directoratul Național de Securitate Cibernetică, Centrul Național CyberInt, Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității din Poliția Română și Comandamentul Apărării Cibernetice din cadrul Ministerului Apărării Naționale. Mulțumim foarte mult că sunteți alături de noi și că vă implicați activ în promovarea proiectelor noastre și în promovarea Unbreakable România. Mulțumim de asemenea tuturor partenerilor din mediul academic, universități, facultăți și licee din toată România și partenerilor media și, nu în ultimul rând, mulțumim companiilor CGK, UI România și Zitec pentru susținere și pentru faptul că sunteți alături de noi în inițiativa Unbreakable România. Mai departe, voiam să dezvolt în foarte puține cuvinte pentru cei care sunteți prezenți ce este Unbreakable România și cum a început. A început în 2020 și în toți acești ani a devenit un program amplu și complex de educare în securitate cibernetică, format din mai multe etape, și anume etapa de pregătire online, o competiție individuală și o competiție pe echipe. Mai mult, pe această cale țin să menționez și că Unbreakable România recent a fost premiat de către ANIS România ca și The Education Program of the Year și acest premiu ne onorează și ne face să continuăm cel puțin în același ritm ca și până acum. În plus, cred că toți sunteți curioși să auziți care este statusul în acest an. Aici aveți calendarul de activități, chiar cu câteva minute înainte de startul webinarului s-a înscris al 600-lea participant, ceea ce ne bucură foarte mult că am spart recordurile din edițiile trecute și cu siguranță participanții se vor mai tot înscrie. Participanți din 31 de universități, 58 de licee, din peste 40 de județe. În perioada următoare o să avem o serie de webinarii și fiecare participant va primi acces la peste 100 de laboratoare pe CyberEDU cu rezolvări și care practic vor ajuta participanții să se familiarizeze cu resursele și cu metodologia din concurs și, nu în ultimul rând, vom avea peste 26 de mentori și aproape 500 de pagini de resurse educaționale, toate în limba română. Cu alte cuvinte, vă oferim toate resursele de care aveți nevoie pentru un prim contact cu domeniul de securitate cibernetică, dar și pentru un start rapid într-o viitoare carieră în acest domeniu. Unbreakable România 2021, cum a fost anul trecut, am avut două sezoane de concurs, de program, unde s-au înscris aproape 1500 de participanți. Aici puteți să vedea o statistică din ce universități, licee și județe pentru fiecare din cele două sezoane. Și mai departe, țin să menționez că toate etapele de concurs, atât bootcamp-ul cât și concursul individual și concursul pe echipe, au loc pe platforma educațională CyberEDU. Mai departe, pentru că nu vreau să o lungesc foarte mult cu detaliile organizatorice, dar voiam să fac o introducere apropo de ce este Unbreakable și cum am ajuns în acest punct. Mai departe, aș vrea să dau cuvântul invitaților noștri din această zi și îmi face plăcere să încep cu domnul Dan Câmpean,
director de NSC. Bună ziua și bine ați venit la Unbreakable Romania. Sărut mâna, bună ziua, Florina. Mulțumesc pentru invitație. Vă las să povestiți un pic cam care este scopul de NSC și ce a mai făcut Directoratul Național de Securitate Cibernetică pe zona de educație și ce planuri aveți pentru tinerii prezenți în această zi. Mulțumesc mult de tot. În primul rând, sunt foarte bucuros să fiu aici împreună cu voi. Vreau să mă transmit din partea directoratului și a colegilor mei succes în competiția pe care o începeți și eu sper foarte, foarte mult în cariera pe securitate cibernetică pe care o să o dezvoltați și o să o aveți. Noi la directorat, după cum știți, suntem o autoritate națională civilă în domeniul securității cibernetice. Suntem un hub între mediul public, privat și mediul academic și una din prioritățile majore pe care le avem la nivel național este talentul în securitate cibernetică. Deci tinerii cu potențial ridicat, spunem noi, din care România a dovedit că avem, există, nu câți am dori și nu la scara, la mărimea pe care ne dorim, dar este unul din obiectivele noastre principale. Vrem să vă sprijinim, să vă fim alături, să vă ajutăm cât de mult putem și acolo unde putem în viitoarea voastră carieră în acest domeniu. Eu personal, dacă aș fi la începutul carierei mele junior, să spun așa, proaspăt absolvent, nu aș ezita nici măcar o secundă în a merge în direcția aceasta, securitate cibernetică. După cum observați, este un domeniu de mare, mare actualitate. Nu este zi în care lideri, factori de decizie, conducători de organizații, media, să nu menționeze cuvântul cyber, în toate formele, și cu bune și cu rele, dar ăsta este un semnal extrem de important că aveți un viitor și aveți o carieră. Pe de altă parte, să nu uităm, este un domeniu foarte competitiv, în care e nevoie de cunoștințe la zi, în care înveți zilnic exact ca în facultate. Oră de oră, săptămână de săptămână, trebuie să te perfecționezi, trebuie să fii la curent, trebuie să te conectezi cu ceilalți, cu prieteni, cu colegi, cu această rețea de profesioniști care, să nu uităm, în domeniul cyber nu mai are granițe de mult, în care expertiza, partenerii voștri cei mai buni s-ar putea să nu fie neapărat în țară. Dar asta va însemna foarte mult că trebuie să dezvoltați și aceste aptitudini nu neapărat tehnice, cele de comunicare, de coordonare, de lucru în echipă, în echipe virtuale. Și asta o vedem de 2 ani de când a început pandemia aceasta nefericită. Vedem că foarte multe din activități s-au mutat în mediul virtual. Deci, cred că aveți un viitor foarte, foarte, foarte luminos înainte. O spun realmente ca om care vine din business și care mă străduiam și foloseam absolut toate mecanismele și resursele pe care le aveam să atrag talentul. Asta fac și acum la directorat și asta vrem să stimulăm. Și asta, în momentul, fac o mică paranteză, în momentul în care discutăm cu lideri de organizații de toate mărimile, din toate domeniile, toți ni se plâng de același lucru. Nu știm cum să atragem talent, nu știm cum să atragem specialiști cât mai bine, de ce? Nu sunt suficienți. Eu cred sincer că nu știu gândi și să vă găsesc. Sunteți acolo, acum trebuie să încercați să fiți și vizibili, iar o competiție de genul Unbreakable este o platformă fantastică pentru a vă dezvolta toate aceste aptitudini și tehnice, și de lucru în echipă, și de comunicare, și vizibilitatea de care aveți nevoie. Este și o ocazie care să vă scoată din zona voastră de confort, să vă determine să faceți activități pe care nu le făceați înainte sau nu planificați să le faceți sau nu în felul acesta. Dar să nu uităm, este o experiență fantastică care vă va folosi. Luați-o ca o acumulare de cunoștințe, ca o acumulare de valoare, de experiență, ce va deveni o bază extrem de solidă și de bine, bine, bine apreciată de instituții, de firme, de mediul universitar pentru perioada viitoare. Atât voiam să spun, nu vreau să monopolizez, sunt alături de voi, împreună cu colegii mei de la directorat și din alte instituții guvernamentale. Vă urmărim cu mare, mare atenție și, sincer să fiu, vreau să stăm în continuare în contact
în perspectiva evoluției și carierei voastre ulterioare și activităților pe care le desfășurați în domeniul ăsta. Mulțumesc mult! Mulțumim tare mult pentru intervenția dumneavoastră. Cu siguranță necesarul de experți în securitate niciodată nu va fi suficient, așa că programe precum Unbreakable chiar îi pot ajuta să învețe sau să se reprofileze către o carieră în securitate cibernetică. Și mai ales, așa cum ați menționat, cu pandemia, mediul online devine din ce în ce mai atractiv și nevoia de experți în security este cu atât mai mare. Mai aveam o întrebare pentru dumneavoastră. Aveți internship-uri deschise pentru studenți? Știu că cel mai probabil o parte din studenți vor dori să vă întrebe acest lucru sau sunt curioși să afle. Pot să vă răspund imediat. În 2020 am avut un grup de 30 de interni, 2021 un grup de 70. Acum ne organizăm și vrem să lansăm foarte curând o nouă rundă de interni. Eu sper să fie tot măcar în domeniul 70, poate reușim să depășim 100, ceea ce nu e foarte simplu, pentru că trebuie să ne organizăm foarte bine cu colegii la directorat, dar mesajul este urmăriți cu atenție pagina noastră, foarte curând vom publica detalii privind programul de internship pe care vrem să-l lăsăm acum până în sesiunea voastră de examen. Da? Și este nevoie de experiență sau pur și simplu de multă pasiune și ambiție? E o întrebare foarte delicată și foarte dificilă. Eu aș spune, dacă ar fi să aleg între experiență și pasiune și ambiție, de departe pasiune și ambiție. Asta ne dorim la momentul ăsta. Vrem motivare. Știm că nu aveți acea experiență, dar știm că aveți potențialul și dorința de a învăța foarte rapid. Și pe asta ne bazăm foarte mult. Deci, invitația noastră, și o fac acum cu ocazia asta, nu ezitați să aplicați la programul de internship al directoratului. Nu căutăm neapărat mega experiență tehnică, ne-o dorim evident, dar și colegi și tineri care doresc să aplice, deși au interes și dorința de a afla mai mult despre securitatea cibernetică, sunt bineveniți. Vă mulțumim tare mult. Dacă mai puteți să mai rămâneți cu noi câteva minute, aș vrea să îi încurajez pe participanți să pună întrebări în chat sau în zona de Q&A. Și speakerii noștri vor încerca să răspundă pe măsură în cât au și timp să rămână alături de noi în această zi. Vă mulțumim tare mult! Mai departe, o să îi dau cuvântul domnului Anton Rog, șeful Centrului Național CyberInt, pentru a adresa câteva cuvinte. Bună ziua! Vă mulțumesc mai întâi pentru invitație, mai apoi apreciez ca de fiecare dată inițiativa dumneavoastră de a aduce împreună comunitatea tinerilor care au preocupări în zona de securitate cibernetică. Foarte puțin despre Centrul Național CyberInt, e structura centrală din Serviciul de Informații care se ocupă cu protecția cibernetică a infrastructurilor cu valențe critice atunci când există amenințări din sfera cibernetică care pot aduce atingere securității naționale. În speță, Centrul Național CyberInt este o unitate informativă operativă, dar care are o componentă tehnică foarte, foarte, foarte puternică. Acum, am fost atent la liniile directoare pe care ni le-a solicitat a le atinge în scurta noastră intervenție și o să încep un pic cu zona educației. În zona educației sunt deja 14 universități, 14 facultăți de pe întreg teritoriul României care oferă cel puțin cursuri postuniversitare și master, iar unele dintre ele, și știu că nu greșesc, începând de anul trecut au și studii de licență în cyber security. Dacă studiile de licență, fiind studii de licență pe 4 ani, au și multă zonă teoretică în curiculă, la cursurile postuniversitare, respectiv la cursurile de master, acestea sunt extrem, extrem de aplicate, extrem, extrem de practice și abordează secvențe ale domeniului securității cibernetice într-un mod foarte concret. Și mă refer aici la securitatea sistemelor de operare, securitatea dispozitivelor mobile, analiză de trafic, analiză malware, reverse engineering, forensic,
în toate domeniile sale, early detection system sau threat hunting, chestiuni care țin de monitorizare și CCM, adică cursurile astea la care profesori, lectori, sau cum să zic, lectori invitați, sunt și ofițeri din Centrul Național Cyberint, sunt extrem de practice, extrem de bine aplicate, iar feedback-ul pe care îl avem noi din industrie, ca să zic așa, din partea privată, este acela că absolvenții acestor cursuri sunt foarte bine primiți în firmele, în companiile în care ajung, respectiv în instituțiile în care ajung. Asta pe partea de educație. Și a fost important că, cum să vă zic, că a existat un startup, o pornire în această zonă și acum ea se dezvoltă de la sine, pentru că toată lumea zice că cyber is the new black și așa este, un număr de ani de acum încolo, nu știu, 10-20 de ani, o să fie un domeniu cu o căutare excepțională, pentru că suntem înconjurați de tehnologie, că a fost sau că n-a fost pandemia, pandemia n-a făcut decât să accelereze adoptarea tehnologiei și mutarea unei părți cât mai mari activității noastre în mediul online. Și acest trend va continua, ca să nu mai vorbesc că, cum să zic, tehnologia începe să aibă un rol din ce în ce mai important. Iată și în o secundă, vă rog, că am un reminder care am dat să se repete la fiecare minut. Eu sunt pe telefon și, ca să zic așa, mă aflu în mașină, că am fost în deplasare. Tehnologia vine peste noi. Nu putem, adică este clar că e un trend care e normal, care ne aduce avantaje economice, avantaje societale. Rolul nostru este să știm să folosim această tehnologie fără a ne vulnerabiliza. Noi ca persoane, business-urile și așa mai departe. Cea mai importantă resursă de departe este resursa umană. Cea mai importantă, cum să vă spun, linie de dezvoltare a unei națiuni este educația. După educație vorbim despre infrastructură, vorbim despre sănătate, despre tot ce doriți dumneavoastră, dar mai întâi resursa umană și educația. Iar în domeniul ăsta, care este un domeniu, hai să spunem numai chiar incipient, da? Nu este un domeniu extrem de dezvoltat nici la nivel mondial și cu atât mai mult în România, resursa umană și programele pentru resursa umană sunt esențiale. Acum, ce face Centrul Cyberint în afară de implicarea în educație? Păi, Centrul Cyberint invită toate universitățile din România să participe la SIDEX, exercițiul național pe care noi îl ținem în luna Cyber, în luna octombrie. Centrul Cyberint are și el programe de internship, dar nu cu un număr, cu un ordin de mărime prezentat de DNSC și nici nu trebuie să fie așa, pentru că hub-ul principal în zona securității cibernetice din România nu trebuie să fie Centrul Național Cyberint, care e parte dintr-un serviciu de informații și care are rolul lui bine definit, ci este foarte corect să fie în zona civilă, la Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Totuși, și Centrul Cyberint oferă programe de internship. Numărul locurilor nu e, nu știu că să zic, probabil sub 10 o să fie, pentru că lucrurile sunt de așa natură. Noi lucrăm cu informații clasificate și ca să putem acomoda un număr de studenți, trebuie să-i punem undeva într-o zonă în care nu se lucrează cu astfel de informații. Cam asta aș vrea să fie intervenția mea. Vă încurajez să vă dezvoltați în acest domeniu. O să vă ofere sau vă oferă deja satisfacții profesionale, vă oferă un statut bun în societate, vă oferă și o să vă ofere, cum să vă zic, o zonă de desalarizare sau pentru cei care au abilități antreprenoriale, un confort financiar sporit și sper ca domnul secretar de stat Dan Câmpean să fie de acord cu mine că atunci când European Cyber Security Center sau Competence Center, cum se numește el, care are sediu în București, va începe să funcționeze cu adevărat, o parte din sumele pe care Uniunea Europeană le alocă părții de dezvoltare de capabilități în domeniul securității cibernetice să fie alocate către zona de startup la nivel european, evident, nu numai la nivelul României, și atunci tinerii, cei dintre dumneavoastră care au și abilități antreprenoriale, să vină cu idei excepționale în domeniu și care să fie finanțat. Vă doresc succes, a fost o mare plăcere și onoare pentru mine să fiu prezent alături de dumneavoastră. Dacă aveți întrebări, probabil că
O să încep să le citesc acum în scris și mai rămân alături de noastră și voi încerca să vă răspund atunci când mi se va permite. Mulțumesc! Mulțumim tare mult! Ce aș mai vrea să mai menționez, apropo de ce ați spus mai devreme, aș vrea să aduc în discuție și European Cyber Security Challenge. Este un concurs în care CyberInt este implicat activ și este o oportunitate și o continuitate a ceea ce înseamnă Unbreakable Romania. Anul trecut chiar au fost participanți din Unbreakable Romania ce au ajuns în lotul național și vă încurajăm să vă implicați activ și să aplicați mai departe și în RoCSC, Romanian Cyber Security Challenge, pentru ca mai apoi să vedeți dacă aveți șansa să faceți parte din lotul național de securitate cibernetică la nivel european. Vă mulțumim tare mult. Întrebările o să fie tot așa în chat și o să vedem în măsura în care mai avem puțin timp dacă putem să le preluăm ca și o intervenție sau dacă puteți să răspundeți tot în chat. Mai departe, îmi face plăcere să-l invit pe domnul Sorin Ioan Stănică, comisar șef de poliție în cadrul Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității din Poliția Română. Trebuie să dai unmute, că nu te auzi. Corect, scuze, mă pregătisem deja, am intrat în forță, așa. Super, mulțumim. Încă o dată, bună ziua, mulțumim foarte mult pentru invitația adresată Poliției Române de a fi partener în acest proiect, în acest eveniment de securitate cibernetică, un eveniment foarte important din punctul nostru de vedere și un domeniu atât de actual pentru noi toți. În două vorbe, reprezint Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității din Poliția Română, structura care se ocupă de tot ce înseamnă prevenire, nu doar pe securitate cibernetică, ci aproape pe toată paleta de infracțiuni care ne pot afecta viața de zi cu zi. Poliția Română, prin institut și structurile teritoriale de profil, acordă o importanță foarte mare de la an la an acestui domeniu al prevenirii criminalității informatice, iar o dovadă în acest sens este faptul că în acest an siguranța, prevenirea criminalității informatice este o prioritate națională pentru noi. Această criminalitate informatică reprezintă un domeniu practic aflat într-o permanentă, pe de-o parte, inovare, pe de-o parte, expansiune. Pe fondul creșterii numărului de utilizatori, practic, aproape fiecare dintre noi suntem conectați zi de zi la internet prin intermediul telefonului mobil, dar nu numai. Și pe de-o parte, și prin prisma faptului că viața noastră s-a schimbat în ultimii ani, mai ales pe fondul pandemiei de COVID-19, viața noastră a translatat practic parțial în online. Muncim online, iată, ne întâlnim online, este locul unde suntem prezenți zi de zi. Context în care, evident, putem deveni victime ale infracțiunilor. Iar aici intră în acțiune, ca să zic așa, Poliția Română. Pe de-o parte, în acțiunea de investigare, de combatere a acestui fenomen, este o acțiune reactivă la sesizările de criminalitate care se derulează prin structurile de profil, crimă organizată, investigații criminale. Pe de-o parte, avem o componentă de prevenire, așa numită proactivă, care se derulează prin institut și structurile de profil de la nivelul județelor, care prin studierea fenomenelor, prin diagnoză științifică, încearcă să anticipeze evoluțiile și să vină în întâmpinarea beneficiarilor cu soluții de a evita victimizarea. Educația digitală reprezintă o țintă importantă pentru noi în domeniul prevenirii. Și cred că primul pas în acest sens este conștientizarea pericolelor cu care ne putem confrunta, mai ales în calitate de utilizator, să zicem, de zi cu zi. Utilizator fără o pregătire temeinică în domeniu. Trebuie să nu uităm că Poliția Română, practic, trebuie să răspundă tuturor cetățenilor. Nu toți au expertiză și experiență în domeniul informatic. Și atunci, cred că ei reprezintă principalul nostru public țintă și în domeniul educației digitale. Și trebuie să venim către ei cu mesaje simple, cu mesaje preventive, prin care să-i ajutăm, pe de-o parte, să recunoască potențiale
comportamente care îi pot afecta în mediul online, pe de altă parte, totodată să le putem oferi soluții de siguranță în acest domeniu. Și în contextul ăsta, unul din instrumentele noastre de bază este parteneriatul cu societatea civilă, cu celelalte instituții de stat cu atribuții în domeniu și salut în acest sens colaborarea pe care o avem cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică și cu companiile, cu mediul privat. Iată, o colaborare care sper eu că va fi de succes și care se va dezvolta este și cu organizatorii acestui eveniment foarte important, Unbreakable România, datorită cărora, practic, suntem în acest an parteneri instituțional în organizare. Apropo de parteneriatele pe care le avem și de bunele practici pe care le-am dezvoltat în ultimii ani, aș vrea să vă dau un exemplu, și anume campania Siguranța Online, pe care de un an de zile o implementăm în parteneriat cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică, cu Asociația Română a Băncilor. S-au alăturat și companii din mediul privat în timp la diverse tipuri de activități. În cadrul campaniei am realizat, printre altele, o platformă care se numește Siguranța Online, în cadrul căreia a fost realizat un quiz destinat siguranței cibernetice, prin care invităm utilizatorii să îl parcurgă pentru a-și antrena abilitățile de bază, aș putea să spun, în a recunoaște principalele tentative de fraude care ne vizează în viața de zi cu zi. Și cu permisiunea dumneavoastră aș vrea să trec în revistă în 30 de secunde, dacă se poate, și platforma. Sper că se vede, acesta este site-ul Siguranța Online, pe care se poate accesa foarte simplu quizul de testare a cunoștințelor. Site-ul nu colectează date personale, sunt necesare introducerea unui nume și a unei adrese de mail, dar acestea nu trebuie neapărat să fie reale. Ele sunt utile numai în parcurgerea testului și înțelegerea explicațiilor, pentru că nu vorbim doar de un test, vorbim de o serie întreagă de explicații pe care le primim odată cu parcurgerea testului și profit de ocazie să invit pe toți participanții să-l parcurgă, să-și antreneze, cum spuneam, abilitatea de a recunoaște principalele amenințări de bază în ceea ce privește în mod special fraudele online. Cam atât am avut de spus în momentul de față. Vă mulțumesc încă o dată pentru oportunitatea de a fi alături la acest eveniment și dacă sunt întrebări din partea participanților, în mod special în ceea ce privește componenta de prevenire a criminalității, informatice, voi mai rămâne, încerc să răspund în scris. Dacă sunt chestiuni la care nu reușesc, mă voi documenta și eventual putem să răspundem ulterior. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim tare mult! Într-adevăr, primul pas în securitate cibernetică este și zona de awareness și ceea ce faceți voi în cadrul Poliția Română este foarte util și foarte interesant atât pentru utilizatori, dar și pentru viitori experți în securitate. Pentru că, într-adevăr, capabilitățile tehnice sunt importante, dar și zona de awareness pe care o acoperiți este la fel de importantă și de multe ori tind să crezi că este prea ușor și atunci fie nu te preocupi, fie o lași pe plan secund. Dar mulțumim tare mult pentru expunerea proiectului. Așa este. Din păcate, sintagma mie nu mi se poate întâmpla, încă e destul de prezentă și atât de falsă, pentru că se poate întâmpla absolut oricui. Mulțumesc! Așa este. Și ce mai voiam să menționez este faptul că pe viitor, cu siguranță, vom mai dezvolta și alte proiecte împreună și știu că au fost câteva întrebări apropo de vârsta
de participare la Unbreakable. Noi, momentan este 16 ani, dar vom încerca să facem și să creăm și niște proiecte pentru vârste mai mici, astfel încât să pornim un pic și din școală, astfel încât să aducem mai mult zona de awareness către tineri. Mulțumim frumos! Vom continua mai departe cu domnul locotenent colonel inginer Sorin Manole, șeful Agenției de Apărare Cibernetică în cadrul Comandamentului Apărării Cibernetice. Vă rog! Bună ziua! Mulțumesc și pe această cale pentru această invitație. Sunt onorat să particip la deschiderea acestui eveniment. Îi salut pe toți invitații. Sunt bucuros că avem elevi și studenți consecvenți, interesați de securitate cibernetică. Îi salut de asemenea pe această cale. Și apreciez inițiativa organizatorilor de a le oferi această oportunitate de a se dezvolta într-un mediu competitiv. Aș începe prin a mă prezenta și a prezenta și instituția pe care le prezint. Cine suntem noi, Comandamentul Apărării Cibernetice? Suntem o structură relativ nouă înființată în 2018 și reprezentăm autoritatea competentă a Ministerului Apărării Naționale în domeniile securității cibernetice, apărării cibernetice și tehnologiei informației. În cadrul acestui comandament, responsabilitatea asigurării apărării cibernetice o are Agenția de Apărare Cibernetică. De asemenea, aceasta coordonează și asigură răspunsul la incidente de securitate cibernetică ce au loc în cadrul Ministerului Apărării Naționale. Sunt șeful acestei agenții. În Ministerul Apărării lucrez de 22 de ani, pe care am o experiență de peste 15 ani în domeniul de securitate, sistemele informatice și apărării cibernetice. Coordonez la nivelul național echipele participante la exercițiile de internaționale Rockshield și Cyber Coalition, care sunt cele mai mari exerciții NATO din domeniul securității și apărării cibernetice. Așa cum au subliniat și ceilalți invitați, cererea de specialiști în domeniul securității cibernetice este foarte mare, deci nici noi, Ministerul Apărării Naționale, nu facem notă discordantă, avem nevoie de specialiști în domeniul. Pentru a ajunge în această poziție și fiindcă acest concurs se adresează elevilor și studenților, nu pot decât să vă invit să accesați programele noastre de studii, avem porțile deschise pentru dumneavoastră. Pe partea de studii post-liceale, avem la Sibiu Școala Militară de Maestri Militari și Ofițeri pentru Comunicații, Tehnologie, Informații și Apărarea Cibernetică, studii post-liceale cu durată de un an și de 2 ani în funcție de complexitatea calificării profesionale. Iar ca și la București, Academia Tehnică Militară Ferdinand I, instituția militară de învățământ politehnic superior, acreditată să formeze ingineri în specializări necesare de Ministerul Apărării Naționale, precum și altor beneficiari din țară. Academia are, bineînțeles, mai multe facultăți și programe de licență, printre care și Facultatea de Sisteme Informatice și Securitate Cibernetică, pentru că din acest punct de vedere vorbesc. Pentru a afla mai multe detalii, se pot accesa site-urile fiecare instituție de învățământ. Vă pot zice decât că vă așteptăm în rândurile noastre și, oricum, nu vă faceți griji. Întotdeauna se vor căuta specialiști în acest domeniu, în securitate cibernetice, atât în mediul public, cât și în cel privat. N-am vrut să fiu prea lung pentru prima mea participare, încheiere, reiterez ideea că prin participarea la acest exercițiu aveți oportunitatea de a avea acces gratuit la resurse prin această componentă de training și, bineînțeles, de a vă dezvolta abilități care să vă pregătească pentru o viitoare carieră în securitate cibernetică. Sfatul meu este să nu ratați asemenea oportunități niciodată în viață, iar Unbreakable este o asemenea oportunitate. Vă mulțumesc și urez succes tuturor în acest exercițiu, concurs, să spunem.
Vă mulțumim tare mult. Mă bucur că ne-ați furnizat câteva informații și referitoare la ce vă ocupați concret. Cred că, nu știu dacă participanții au început deja să pună întrebări în chat, dar am eu o întrebare pentru dumneavoastră. Cum a evoluat security și, apropo de experiența pe care o aveți de 20 de ani în poziția pe care sunteți, cum a evoluat piața de security și zona de cyber security în România? Dacă ne gândim acum 20 de ani, când am terminat facultatea, eu personal sunt absolvent al Academiei Tehnice Militare, de asemenea, și pot, sau trebuie să recunosc că nu sunt absolvent al acestui domeniu. M-am respecializat în timp și poate pe această cale pot să dau un sfat elevilor studenți. Și eu am fost elev de liceu militar, am fost student al Academiei Tehnice Militare, așa cum am zis. Într-adevăr, scopul meu a fost să obțin note bune, să trec cu bine prin școală, dar abia după ce am terminat Academia am realizat poate că îmi place să fac altceva și am realizat că pentru a face ceea ce îți place, dacă ratez oportunitățile când le ai atunci, când ele există, după aceasta ești dispus să plătești, efectiv. Și atunci, să zicem că m-am specializat în acest domeniu prin studii suplimentare. Domeniul acesta a evoluat foarte mult. Dacă pe vremuri, să spun așa, nu prea eram, calculatoarele erau foarte rare. Acum nu putem concepe viața fără ele și, prin urmare, și amenințările care vin la pachet, să zic așa, neacademic cu ele. De aceea, acest domeniu e foarte important, nevoia de specialiști care să ne protejeze este foarte mare și după orice previziune va fi întotdeauna foarte mare și pe viitor, indiferent câți specialiști se vor. Școlile noastre de învățământ vor produce, de asemenea, și mobilitatea este foarte mare în acest domeniu. Mulțumesc tare mult. O ultimă întrebare foarte scurtă mai am. Aveți joburi deschise sau internship-uri în cadrul departamentului? Nu avem deocamdată. O să mă interesez și eu pe partea specializată a Ministerului Apărării să vedem cum am putea face. Într-adevăr, organizăm, să spunem, sesiuni de practică, dar pentru studenții, elevii din cadrul Ministerului Apărării Naționale în acest moment. Deci exclusiv pentru studenții, da, academiei. În schimb, pentru, spuneam în intervenția mea, că coordonez și exerciții NATO de apărare și securitate cibernetică, în aceste exerciții o coordonez echipa României, la care au acces atât, este o dovadă vie, sau aceste exerciții le prezintă o dovadă vie că a cooperării între Ministerul Apărării Naționale, celelalte structuri guvernamentale și din cadrul Sistemului Național de Apărare, dar și cu companii care au firme, care au competențe în acest domeniu al apărării cibernetice. Într-un fel, prin aceste exerciții ne pregătim pentru o eventuală situație reală când noi trebuie să cooperăm. Și atunci contează foarte mult că din timp ai creat acea omogenitate, să zic, a unei echipe de răspuns națională. La aceste, așa cum spuneam, aceste exerciții este deschis accesul și spre partea civilă. De asemenea, am încercat anul trecut, a fost o primă ediție, să avem un exercițiu propriu la care, pe care ne-am adresat și elevilor, studenților, nu doar categoriile din cadrul Ministerului Apărării Naționale. Deci, în timp, vom, să spunem așa, vom progresa în această cale și vom avea mai multe oportunități.
Și cu siguranță participarea la Unbreakable va deschide oportunitatea și ușa și către tânăra generație de viitori experți în securitate. Mulțumim tare mult! Domnul Dan Câmpean, aveți o întrebare în chat? Întreabă dacă mi-o și spuneți, cu mare drag răspund, că am tot răspuns până acum la câteva. Sigur, da, v-au bombardat participanții cu o serie de întrebări. Întreabă cineva dacă are sub 18 ani, poate să obțină un internship în cadrul DNSC. Da, deci răspunsul este exact ca la Unbreakable. Noi avem limita setată la 16 ani. Deci începând cu 16 ani, sunteți bineveniți la internship. Noi, ca instituție civilă, avem un pic mai mare flexibilitate. Evident, sunt foarte multe reguli, dar avem flexibilitatea aceasta. Și am avut în rundele anterioare de internship, am avut practic elevi erau care erau sub 18 ani și care au participat cu succes la programul de internship. Și chiar recomandăm să începeți cât mai devreme, dacă este posibil. Noi suntem aici să vă sprijinim, să fim deschiși către voi. Mulțumim tare mult! Vă mulțumim tuturor pentru intervenția inspirațională și vă invităm să vă uitați în chat apropo de zona de întrebări. Dacă mai sunt întrebări, vă rugăm tare mult să răspundeți. Mai departe, aș vrea să-l invit pe Cristian Pațachia din cadrul Orange România să ofere câteva informații apropo de misiunea Orange pe zona de educație și mai departe să vă încurajeze puțin drumul către Unbreakable. Sigur, mulțumesc mult, Florina. Mă auziți, da? Da, te auzim. În primul rând, felicitări pentru premiul ANISP. Știu că e un milestone important, e o confirmare a ceea ce faceți sau a ceea ce facem, pentru că simt cumva că suntem împreună. Mă bucur că Orange a fost de la început suporterul programului și mai mult de atât mă bucur faptul că în spatele programului există și o platformă, acea CyberEdu, operaționalizată prin intermediul unui startup. Iată, un startup în zona de EduTech, educație, în zona de cyber security. Veneam dimineața spre birou și de obicei pe drum ascult un post de radio. Nu vreau să-i fac reclamă, dar ce e important că erau știrile și tocmai ce era un mesaj foarte interesant, fiind direct interesat pentru că fetița mea acum a avut azi evaluarea națională, simulare evaluării naționale la matematică, după cea de ieri de română, și tocmai ce ascultam că începând din anul următor, 2022-2023, practic trecem pe 5 module, 5 vacanțe, nu se știe câte teze, oricum ceva impredictibil de ani de zile în zona de educație, din păcate. Mă îngrozește ca părinte, probabil că voi trăiți chestiile astea live, pentru că sunteți în, mă refer aici la liceeni, la mai puțin la studenți, dar ceea ce pot să vă garantez este că în zona aceasta de cursuri de securitate cibernetică și mai exact acest fenomen Unbreakable va fi total predictibil, cel puțin așa cum a fost gândit de BitSentinel, CyberEdu împreună cu Orange și cu partenerii. Știm exact unde vom ajunge în următorii ani, știm de unde am plecat acum 2 ani, în urmă cu 2 ani. Mă bucur că astăzi avem undeva la 170 și ceva de conectați și parteneri de asemenea din mediul public și mediul privat, sperând să crească acest pool de parteneri și de suporteri. Ne-am dorit foarte mult ca lucrurile astea să se mute dintr-o investiție 100% privată, într-o investiție poate co-share, nu știu, parteneria public-privat. Știm că există o grămadă de soluții, fonduri, PNRR și așa mai departe, nu vreau să intru în detalii. Este un efort pe care noi îl facem, cel puțin din partea Orange, și susținut și ne-am asumat acest efort și acest ritm exponențial, aș spune. Ne-am dorit, repet, mi-aș dori foarte mult ca poate în 2 ani, 3 ani, poate până la final de exercițiu 2021-2027, conform Comisiei Europeană, să ajungem ca aceste module, challenge-uri, cursuri, CTF-uri, să fie parte din curriculumul ăla, cel puțin la nivel academic, vorbesc aici de facultățile de profil tehnic și nu numai, și poate să înceapă ușor-ușor colegii din, în fine, liceele, organizatorii din zona de licee să propună către entitățile responsabile din Ministerul Învățământului propuneri de curriculum care să fie aprobate în acest fel. Noi susținem lucrul ăsta, cel puțin la nivel academic, de pentru care am adus alături de noi directori, rectori de universități, decani și profesori. Sperăm să aducem și directorii din zona de licee.
Lista de universități prezentată la început de Florina sperăm să crească și mulțumim mult de tot partenerilor noștri din zona academică că au dat curs acestor invitații, că au popularizat programul în rândul studenților. Același lucru, își doresc să mulțumesc celor din zona de licee și colegii pentru ce au făcut și sperăm să continuăm. Dacă pot puțin înșerui, Florina, aș vrea să intru puțin la pagina de... Da, yes. Îmi spui dacă se vede. O să intru chiar pe asta. Vedem. Vedeți, da? Da. Deci chiar pagina programului Unbreakable, m-am dus pe secțiunea de clasament. Este o hartă aici. Lăsăm la o parte split-ul pe individual, județe, universități, licee, care se incrementează în timp real, în timp ce oamenii se înregistrează. Copiii se înregistrează. Ne-am dorit să continue lucrul ăsta până în final la CTF-uri. Aveți această hartă. Harta asta era blank acum 2 ani, adică 0 la fiecare județ. Acum fiecare județ, sau nu există județ unde să nu fie cel puțin o persoană, un jucător activ. Sunt județe cu 50 și, cum e exemplu Clujul, București, sperăm să crească numărul ăsta. Asta este dinamica pe care voi ați creat-o împreună cu noi și cu partenerii. Ne-am dorit ca lucrurile astea să se ducă cât mai mult posibil. De ce? Pentru că fiecare jucător este un viitor angajat în domeniul cyber security, securității cibernetice din România. Este un viitor profesor în zona de educație, în zona de securitate cibernetică. Este un viitor angajat în structurile de stat. Vă spunea domnul Câmpian și domnul Rog despre potențialul de angajabilitate acolo. La fel de bine este un viitor coleg cu mine în zona de inovație sau în zona de securitate cibernetică. Noi avem Security Operations Center în Orange. Diluim cu infrastructuri atât din zona privată cât și din zona publică, atât din zona de infrastructuri critice cât și servicii de consumer, de rezidențial. Domnul Rog, am văzut că avea o intervenție în mobilitate, în mișcare, folosind tehnologiile. Vorbea de tehnologie. Gândiți-vă că în alte țări se testează soluții de vehicule autonome, soluții care sunt peste infrastructuri din familia 5G. Această infrastructură, serviciu este disponibil deja comercial în România de ceva ani. Noi facem teste în momentul de față cu producători din zona de automotiv pe Autonomous Drive. Având la bază 5G, în spate sunt sisteme de comunicații, sunt sisteme de frânare, sunt sisteme de telegestiune. Toate lucrurile astea au nevoie de experți pentru a le controla, pentru a le securiza și pentru a detecta înainte de a se întâmpla orice problemă care ar putea să apară și care, de exemplu, să preia controlul unei mașini în deplasare în timp ce cineva are un apel de genul celui pe care domnul Rob l-a avut. Ce ar vrea să vă mai arăt? Și aici mă adresez în principal profesorilor, decanilor și rectorilor. Aveți aici o secțiune în carieră. Se numește UNR247365. A fost introdusă din acest an și mă aștept ca Andrei sau Florina să detalieze puțin. Este pur și simplu un mini-laborator pe care orice liceu, orice facultate și-l poate crea cu numele brandului și cu exercițiile deja disponibile, astfel încât comunitatea sau mini-comunitatea pe care o va crea să o poată folosi și să o poată gestiona în viteza cu care sau în ritmul cu care își pot desfășura ei singur laboratoarele. O altă opțiune, și aici mă duc mai mult în zona de universitate, educație, stabul de educație. Dacă vă duceți aici, o să aveți colecția masterelor, programelor de doctorat și programelor de, hai să spunem, postdoctorat la nivel de țară. Acum arată, normal, centrele mari universitare. Ne-am dorit ca fiecare oraș, centru universitar, să aibă cel puțin un flag din acesta în care să fie prezentat mai jos programul cu punctul de contact, profesorul responsabil, curicula sau liniile de cursuri și eventual ceva referințe. Cam pe aici vrem să ajungem noi cu această platformă, pe lângă, bineînțeles, zona de angajare, unde o să vedeți că există, o să existe din ce în ce mai multe posturi puse din partea partenerilor și comunității. Eu atât aș avea de spus. Încă o dată felicitări și un drum lung, predictibil, după cum am spus, dar sunt sigur că pentru cei care vor ajunge la final de program, e doar un început de drum. Succes în continuare! Mulțumim tare mult, Cristi. Într-adevăr, efortul este cumulat pe toate direcțiile și din zona academică și din mediul privat, dar și din mediul public și cu siguranță colaborarea pe care am început-o cu toate zonele ne va ajuta să mergem mai departe și ne va ajuta să evoluăm într-o direcție cel puțin la fel de bună ca până acum.
Și ce mai voiam să menționez, într-adevăr, Andrei o să urmeze, să intre în mai multe detalii apropo de calendarul de activități și ce se va întâmpla în perioada următoare, deci urmează și zona aceasta. La fel, dacă aveți întrebări pentru Cristi, vă încurajez să scrieți în zona de chat și va răspunde acolo sau va prelua întrebările live. Mai departe, aș vrea să-l invit pe Alexandru Andone, director european, director European Delivery Center Infrastructure din CGK România, să ne spună câteva cuvinte. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Ne bucurăm că CGK e parte din inițiativa asta, care e grozavă și care reușește să aducă instituții guvernamentale și companii din business care să-și pună resursele la oaltă pentru a contribui la crearea viitorilor experți în securitate informatică, pentru că e tot mai mare nevoie de acești experți și e important pentru noi să asigurăm formarea și educarea în sensul ăsta. Vedem că în ultima perioadă am niște cifre care arată că din 2015 până în 2021 s-au înmulțit atacurile cibernetice de 65 de ori. Asta în contextul în care tot mai multe date sunt online, munca se face online, resursele sunt tot mai mult online, banii sunt tot mai mult online și așa mai departe. Și tot contextul ăsta duce la creșterea industriei de cyber security, dar și la creșterea nevoii de oameni care să ne ajute să lucrăm pe partea asta. Noi în CGK asigurăm servicii complete de cyber security pentru clienți, atât pe zona proactivă, cum ar fi zona de audit, penetration testing și apoi partea de prevenție, de implementarea măsurilor care să oprească potențiale atacuri, dar și în zona reactivă, partea de detecție și răspuns. Avem un Security Operations Center în CGK, și de asemenea și partea de, în cazul în care aceste măsuri dau greș, partea de recuperare cât mai rapidă și mai eficientă a datelor. De ce zic asta? Că ok, știu că acum e foarte la modă zona asta de ethical hacking și poate e o zonă interesantă, dar cum spunea și domnul Câmpean, experții în securitate pot avea diverse nivele tehnice. Dacă un penetration tester e musai să știe cod, pentru partea de analizi de securitate, de exemplu, mai important e mindset-ul și abilitățile de comunicare, gândire critică, atenție la detalii. Deci există, să spunem, mai multe roluri în zona asta de securitate informatică pe mai multe nivele tehnice, astfel încât oricine e interesat de acest domeniu și lucrează pentru a se dezvolta în zona asta, cu siguranță își va găsi rapid un loc de muncă și va reuși să intre în acest sector. Cred că vreau din nou să felicit organizatorii, pentru că mi se pare minunat că au reușit să mobilizeze într-un număr atât de mare, să vă mobilizeze în număr atât de mare și să fiți aici. Cred că e un pas important către viitoarea carieră în zona asta de cyber security, dar e importantă și partea de networking, pentru că voi cei care sunteți aici și participați la programul ăsta, veți fi viitorii colegi, veți învăța unii de la alții, vă veți ajuta unii pe alții și cred că aspectul ăsta e de asemenea foarte, foarte important. Pentru că ziceam de cele două arii și că e important și aspectul tehnic în zona de cyber security, dar și zona de soft skills, CGK organizează în cadrul acestui program două webinarii. Unul este pe zona de HR,
în care vrem să vă pregătim pentru mediul de lucru și colegii mei vor susține un workshop în sensul ăsta și apoi vom avea un webinar pe zona de Security Operations Center, unde colega mea, team lead pe această echipă, va povesti despre cum lucrează echipele pentru a asigura reziliența în zona asta de cyber security. Vă mulțumesc încă o dată și dacă sunt întrebări, vă răspund cu mare drag. Mulțumim tare mult, Alex. Cred că este, așa cum a menționat și el, într-adevăr, zona de angajare și zona de HR. Să aflați mai multe detalii, cum puteți să vă angajați într-o companie pe un profil de cyber security, este foarte importantă. Și ce vom face anul ăsta va fi doar un început în direcția asta, așa cum v-a arătat și Cristi un pic mai devreme. O să existe într-adevăr o zonă dedicată pe site care va acoperi partea de joburi și oportunități de carieră și într-adevăr ne vom concentra să vă ajutăm și să vă oferim resurse și în direcția aceasta și partenerii noștri din CGK fiind specializați pe zona asta și având o echipă destul de mare de HR care angajează specialiști în security, vă vor putea oferi informații foarte utile apropo de la ce se uită un recrutor când caută un junior în cyber security în ceea ce privește skillurile tehnice, dar cum spunea și Alex mai devreme, și skillurile de soft skills, pentru că într-adevăr să fii un specialist sau să lucrezi într-o companie, trebuie să ai un echilibru între ambele tipuri de skilluri și să reușești să lucrezi foarte bine în echipă, pentru că at the end of the day, asta facem cu toți în fiecare zi, lucrăm într-o echipă și încercăm să facem tot ce putem și ce ține de noi să keep up cu toate amenințările cibernetice. Mulțumim tare mult, Alex, pentru întrebări. Vă încurajez să-i puneți întrebări dacă aveți în chat. Va mai rămâne un pic alături de noi și va răspunde în măsura în care reușește. Mai departe îl invit pe Andreea Vădănei să ne povestească un pic mai în detaliu cam care va fi calendarul de activități și ce va urma concret în Unbreakable în perioada următoare. Mulțumesc, Florina! Bună ziua tuturor și mă bucur să fiu din nou alături de voi. Eu voi avea misiunea astăzi de a vă povesti mai multe despre ce urmează să se întâmple. Știu că foarte mulți dintre voi aveți mai multe curiozități apropo de care este mecanica evenimentului, ce se întâmplă mai departe, cum putem obține acces la exerciții, la rezolvări și așa mai departe. De aceea sunt aici, o să încerc să dau share la ecranul meu și te rog, Florina, să-mi confirm când se vede. Da, este în regulă, vedem acum. Excelent. Acesta este calendarul, pe scurt. Începem ieri. Etapa de pregătire practic este live începând de aseară. Toate exercițiile deja sunt disponibile pe platformă. Resursele sunt accesibile pentru toată lumea. Urmează după acest webinar o serie de workshop-uri și alte webinare cu diversi mentori din industrie. După care pe 6-8 mai ne revedem în competiția individuală. Competiție în care practic oricine este înscris în etapa de pregătire are oportunitatea să participe. După aceea, pe 20-22 mai, va exista o competiție pe echipe și vom încheia pe 31 mai cu clasamentul final și raportul individual de performanță. Evident, toate lucrurile acestea înseamnă mai mult decât atât și în următoarele slide-uri o să încerc să prezint mai bine ce se va întâmpla. Dar înainte de aceste lucruri, voi întări puțin ideile prezentate de Cristi și mai exact ce ne aduce nou Unbreakable 2022 pentru participanții ce au fost și la edițiile anterioare. În primul rând, am creat o hartă a cursurilor de securitate cibernetică la care practic orice universitate, liceu sau altă entitate în principiu poate să aplice cu programele pe care le are. În momentul de față acceptăm doar cursuri academice, programe de master, programe de doctorat sau orice alte oportunități de studiu ce vin din zona aceasta. Deja există 7 universități ce și-au adăugat programele de licență master sau cursuri și sperăm că în viitor să adăugăm tot mai multe. De asemenea, dacă aveți orice alte întrebări vis-a-vis de ce prezint, știu că uneori voi sări mai repede peste anumite informații, dar feel free to ask, văd zona de Q&A, așa că pot încerca să le preiau în timp ce prezint.
Mai departe, o altă noutate în acest an este secțiunea Unbreakable 24-7-365. Ce înseamnă asta? Înseamnă că orice liceu sau universitate din țară, după finalizarea etapei de bootcamp și a competițiilor, poate să aplice aici, iar noi le vom facilita toate funcționalitățile necesare ca ei să continue să dea acces elevilor și studenților din organizația lor mai departe pe tot parcursul anului. Vorbim aici practic de toate exercițiile din Unbreakable ce vor fi publicate anul acesta, inclusiv cele de la finalul etapei individuale și pe echipe. Deci practic elevii și studenții vor putea să le rezolve oricând în următoarele 12 luni pentru a avea mai mult timp să se pregătească pentru edițiile viitoare. Evident, un profesor sau un reprezentant al instituției trebuie să aplice pe site-ul Unbreakable pentru a putea să obțină acces la această secțiune. Accesul este gratuit, deci nu necesită foarte multe informații, este un proces destul de simplu, vă încurajez să aplicați aici. Despre etapa de pregătire. Așa cum ziceam, a început ieri, se termină pe 6 mai, în mod oficial. Există listă, practic, de webinarii periodice pe care le vom ține up to date. Vă încurajez să vă înscrieți pe Discord. Acolo este canalul principal de comunicare în acest moment și tot acolo vom comunica cel mai des noutățile vis-a-vis de aceste webinarii. De asemenea, putem să ne întâlnim și ad hoc, să discutăm lucruri specifice. Există canale audio pe care le putem folosi la maxim și putem discuta dacă aveți lucruri care vă blochează în rezolvarea exercițiilor sau dacă vreți să arătați ceva, bineînțeles. Avem un spațiu de practică dedicat pe platforma CyberEdu. Ce înseamnă asta? Dacă deja v-ați înscris pe site-ul Unbreakable, deja mai trebuie să faceți nimic, toate exercițiile sunt acolo. Și, de asemenea, unul dintre challenge-urile de acolo conține și resursele educaționale pe care le puteți parcurge. Toate informațiile sunt pe site-ul Unbreakable. De asemenea, vă recomand să folosiți și Roedu Cyber Skills atunci când vorbiți de rezultatele din Unbreakable. Eu sper că va fi o perioadă foarte interesantă. Aici e un draft, să zicem așa, de calendar pentru webinarii în dreapta. Nu o să-l citesc acum, îl găsiți și pe platforma CyberEdu în exercițiul ce se intitulează Bine ai venit. Și practic dacă accesați acest link și navigați la exercițiul Bine ai venit, vei putea vedea practic toate resursele din Unbreakable, ce se regăsesc în partea stângă, deci practic avem resurse în limba română introductive pentru fiecare dintre aceste categorii, urmate de rezolvări pentru toate exercițiile, care sunt undeva la 114, din ce mai amintesc. Deci o întreagă bibliotecă, să zicem așa, de exerciții rezolvate, exerciții care practic sunt din cele pe care noi le-am propus în anii precedenți. Deci clar vă vor pregăti pentru ce urmează să se întâmple anul acesta. Categoriile de exerciții, iarăși o să pun foarte mult accent aici, ele sunt și pe site, deja publicate, vorbim de niște concepte introductive, cum ar fi concepte fundamentale despre securitate cibernetică, managementul parolelor și așa mai departe, și apoi vom intra în zona specializată a cyber security, spre exemplu, enumerarea și exploatarea serviciilor și sistemelor, securitatea aplicațiilor web și așa mai departe. Ce vreau să atrag atenția, apropo de ce au spus și antevorbitorii mei, este că oricare liniuță de aici poate fi un job în sine. Puteți deveni expert în pentest, în aplicații web, puteți deveni expert în exploatarea aplicațiilor mobile, puteți deveni expert în analiza logurilor și, în general, în zona de open source inteligență. Deci puteți să luați fiecare dintre aceste categorii și să le vedeți ca o viitoare carieră și, de ce nu, să vă dați seama ce vă place. Asta e un mesaj important pe care vreau să-l subliniez. Tocmai pentru că de foarte multe ori, din punct de vedere tehnic, este foarte greu să-ți dai seama, ok, cu ce încep, care sunt oportunitățile, unde mă specializez. Aceste subiecte pot fi forme de specializare pentru voi. După cum ziceam, 114 exerciții rezolvate. Ce înseamnă un exercițiu în cyber security și care este diferența față de alte domenii, poate, nu știu, matematică, programare, algoritmi și așa mai departe. În primul rând, Unbreakable și competițiile Unbreakable se numesc evenimente de tip Capture the Flag. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, în general, ca să demonstrezi că tu ai reușit să treci prin toate etapele rezolvării,
trebuie să ne trimiți un mesaj unic pe care noi l-am creat și am integrat cu exercițiul. Iar odată ce îl trimiți către platformă, platforma va oferi niște puncte. Asta înseamnă, practic, pe scurt, acel flag. Un mesaj unic pe care noi îl știm că odată obținut, ne sugerează că ai rezolvat exercițiul. Acum, există mai multe tipuri de exerciții de tip Capture the Flag. Există exerciții la care tu trebuie să te conectezi la o aplicație web sau la un serviciu de altă natură, spre exemplu o aplicație FTP, să zicem, ce este un serviciu destul de popular, și tu trebuie să realizezi diverse lucruri sau să exploatezi o vulnerabilitate deja cunoscută în acel serviciu, astfel încât să recuperezi flag-ul. Un alt tip de exercițiu este atunci când primești un fișier ce poate presupune analiza codului sursă al unei aplicații, recuperarea unui mesaj unic, activități de forensic, spre exemplu, poate vei învăța cum să extragi date dintr-o captură de memorie, dintr-o captură de trafic, dintr-o captură a unui hard disk și așa mai departe. Lucruri de genul acesta. Și evident există și exerciții teoretice ce au un răspuns fix. Toate aceste exerciții se punctează și pe lângă cele 114 exerciții, mai există pe platforma CyberEdu și alte probleme propuse de noi sau de alți organizatori în cadrul altor evenimente, inclusiv din cadrul ROCSC, eveniment ce a fost amintit de domnul Antorog. Mergând mai departe, vorbim despre concursul individual. El începe pe 6 mai, în general noi începem la ora 12, dar vom anunța pe parcurs ora exactă. Și toate exercițiile vor fi disponibile permanent până pe data de 8 mai. Toate întrebările sunt exerciții de tip Capture the Flag și uneori propunem și întrebări teoretice. Întrebările teoretice fac parte fie din teoria propusă de noi, adică resursele educaționale, fie din materiale ce pot fi identificate printr-o simplă căutare, dar ce necesită o analiză și o interpretare a informațiilor publice pe internet. Valoarea unui exercițiu și punctajul, poate deja unii dintre voi au început deja să rezolve exerciții și au observat că punctajele scad în loc să crească pentru cei care nu fac nimic. Și motivul din spatele acestui lucru este dat de faptul că noi avem un spor dinamic. Ce înseamnă asta? Înseamnă că pentru a fi sigur că toate exercițiile noastre propuse țin cont de nivelul vostru de cunoștințe, la modul general, fiecare exercițiu are un punctaj inițial mare, după care punctajul scade odată cu numărul de rezolvări. Deci, practic, un exercițiu greu va avea foarte multe puncte, pentru că a fost rezolvat de foarte puține ori, în vreme ce un exercițiu rezolvat de foarte mulți jucători va avea un punctaj mic, ce va influența foarte puțin scorul final. Premierea și clasamentul pentru etapa individuală este destul de transparent, așa cum zicea și Cristi mai devreme. Înscrierile, dar și rezultatele din timpul bootcamp-ului și din timpul concursurilor se actualizează constant și pe pagina unbreakable.ro în zona de clasament. De asemenea, fiecare jucător aflat în top va avea posibilitatea să fie într-una dintre categoriile gold, silver sau bronze și de asemenea va primi, evident, diplome la finalul competiției. Am văzut acum o întrebare vis-a-vis de canalul de Discord. În principiu îl puteți găsi pe pagina de înregistrare de pe site-ul unbreakable.ro. Mai departe, concursul pe echipe se va întâmpla în perioada 20-22 mai. La fel, va fi o perioadă plină de exerciții. Toate exercițiile sunt lansate de la început și voi aveți o perioadă de timp în care să le rezolvați. Formatul exercițiilor este similar cu cel din etapa individuală, deci nu vor fi surprize aici. Principala diferență este că puteți forma echipe de 1 până la 3 membri cu colegi, cunoștințe de ale voastre, dar respectând regulile descrise în partea stângă a acestui slide și mai exact trebuie să facă parte fie din aceeași unitate de învățământ sau din același județ. Și platforma CyberEdu, odată ce deschide înscrierile pentru etapa pe echipe, vă va oferi posibilitatea să vă creați echipele voastre, să invitați alți membri, să acceptați, să-i eliminați din echipă dacă nu vă place de ei, toate lucrurile care vă pot ajuta să vă moderați echipa. Cel mai important aspect este că o echipă poate să aibă maxim 3 membri. Aici sunt mai multe
informații vis-a-vis de regulamentul premierii din cadrul etapei pe echipe, dar ce este important este că dacă respectați primul paragraf din secțiunea cum se formează echipele, veți fi ok și veți fi eligibil pentru toate premiile propuse de noi. Clasamentul oficial, după cum vă ziceam mai devreme, există pagina unbreakable.ro/clasament, unde puteți vedea în timp real clasamentul, și există treatment.ro/rawskills, unde vedeți o analiză mai în detaliu cu privire la rezultatele din edițiile anterioare, inclusiv pe skill-uri și inclusiv alte insight-uri pe care le-am putut obține, doar uitând de la cum ați rezolvat în anii anteriori într-un mod anonimizat. Și aș mai vrea să menționez un ultim aspect. Toată lumea, la finalul competiției, deci după faza individuală și cea pe echipe, va avea posibilitatea să, de fapt, va primi, pe lângă diplomele și premiile în funcție de rezultatele obținute, va primi și un raport individual de performanță, ce practic vă oferă un insight vis-a-vis de cum vă poziționați voi pe toate skill-urile și pe toate categoriile de exerciții în raport cu persoane din același județ, în raport cu persoane din mediul academic, în raport cu cei din categoria licee și așa mai departe. Lucruri care vă pot ajuta să vă dați seama cât de bine ați progresat, dar în același timp veți primi și recomandări despre cum puteți să vă îmbunătățiți skill-urile pe anumite categorii la care ați avut un punctaj mai mic. Noi sperăm că acest raport este un format sau o măsură bună și de evaluare pentru companiile ce își doresc să recruteze persoane ce au participat la Unbreakable. Noi personal la Bitsimpinel și probabil și în alte companii deja ne uităm atunci când aplică cineva către noi dacă ce poziție a obținut la Unbreakable, ce rezultate a avut la RCSC, dacă ne trimite și raportul individual de performanță, ne uităm și pe ce skill-uri a fost și a performat mai bine, deci poate fi o carte de vizită pentru voi viitor în acest domeniu. Cam atât am avut eu de spus. Vă mulțumesc tare mult că ați stat până la această oră. Dacă sunt întrebări, vă stăm la dispoziție. Dacă nu, de asemenea ne găsiți și pe Discord, unde cu siguranță vom prelua și vom încerca să răspundem la toate curiozitățile voastre. Și acum ar trebui să vină valul de întrebări, pentru că într-adevăr, sunt multe informații. Anul acesta am avut și o serie de noutăți și chiar ne dorim să fie întrebări, pentru că dacă sunt întrebări, există interes. Ce mai voiam să mai adaug, apropo de ce a menționat Andrei, este faptul că mâine va începe oficial programul de webinarii. Mâine va fi un prim webinar și atunci o să primiți toate detaliile pe mail. Vă încurajăm să participați activ la webinarii pentru că aveți oportunitatea să vorbiți cu mentorii direct, să le transmiteți toate întrebările pe care le aveți și să rezolvați, nu știu, dacă aveți o neclaritate tehnică sau de alt ordin, reușiți să faceți lucrul ăsta și să vorbiți direct cu experți din industrie, cu profesori, cu oameni care au o experiență vastă în cyber security și cu siguranță vă ajută pe viitor. Florina, dacă îmi permiți, o să creau 2-3 întrebări, că am văzut că am început să apară. Sigur. Una dintre întrebări este vis-a-vis despre cum se formează echipele și mai exact dacă putem participa și în mod individual în etapa de concurs pe echipe. Și răspunsul este da. O echipă poate fi formată dintr-un membru, deși nu este recomandată sau din mai mulți membri până la 3. Părerea mea este că puteți să aruncați întrebări și pe Discord. Există o secțiune echipe unde puteți să vă descrieți cunoștințele și pe cine mai căutați pentru a ajuta la formarea echipelor. În trecut am auzit că s-au format echipe în acest fel și a funcționat foarte bine. De asemenea, dacă nu aveți cunoștințe deloc în domeniul de securitate cibernetică, având în vedere că voi participa la toate webinarele viitoare și voi încerca să aprofundez ce am învățat, în cât timp voi putea rezolva exerciții de tip Capture the Flag? Asta e o întrebare dificil de grea, pe scurt, pentru că fiecare dintre noi este unic și avem o expunere în domeniul IT diferită. Unii dintre voi poate aveți experiență în a programa, unii ați avut deja interacțiuni și în zona de algoritmică, alții poate deja lucrați în domeniu. De aceea este dificil de răspuns. Pe de altă parte, ce pot să vă spun este că anul trecut
au fost persoane ce au avut un prim contact cu Unbreakable prima dată și la câteva luni în distanță ne-am întâlnit cu ei în faza de calificări ale CSC, au reușit să treacă de faza aceasta și au intrat în lotul național și a reprezentat România. Deci se poate în câteva luni să ajungi from zero to hero, cum să spune, în, cel puțin în zona aceasta de competiții. Evident, nu veți termina niciodată de învățat cyber security, este ca în medicină, tot timpul apare un virus nou, tot timpul apare o provocare nouă, un atac cibernetic mai complex sau mai sofisticat, astfel încât tot timpul va trebui să învățați lucruri noi, dar în același timp sunt extraordinar de exciting, cum ne place nouă să spunem. Ce mai este important, apropo de aceste webinarii, multe dintre ele poate nu au neapărat legătură cu exercițiile în sine, dar încearcă să întărească mesajele din resursele educaționale propuse de noi. Resursele educaționale sunt tehnice, tocmai pentru că încearcă să vă prezinte modul de gândire al organizatorilor, modul de gândire al tipului acestuia de exercițiu și de aceea cumva încercăm în permanență să vă ajutăm în acest sens. Pe de altă parte, webinarele oferă și alte informații ce sunt dificil de transmis într-un material static. În webinarii nu veți găsi majoritatea exercițiilor rezolvate, de aceea încurajăm și pe Discord să puneți întrebări sau să cereți ajutorul mentorilor. Printre mentorii de pe Discord îi veți găsi și pe autorii exercițiilor din anii precedenți și pe viitorii propunători de anul acesta, astfel încât vă recomand să trageți orice informații pentru a deveni mai buni sau mai aproape de rezultatul final din acest concurs. Și, în general, vă recomand, cum să zic, să căutați și bunele practici în acest domeniu. Zona de Capture the Flag are foarte multe tehnici, foarte multe unelte, foarte multe skill-uri pe care le-ați putea învăța, dar, în același timp, nu trebuie să vă speriați de toată această multitudine de exerciții. Până la urmă, fiind un prim contact cu acest domeniu, puteți să începeți de undeva. Și acel de undeva se poate dezvolta pe parcurs. Deci să nu vă speriați că există atâtea categorii de exerciții. Uneori e bine să începi de undeva și te poți poziționa în top doar dacă reușești să rezolvi o singură categorie de exerciții. Aveți posturi pentru muncă remote? În momentul de față acceptăm și persoane ce lucrează remote și, într-adevăr, avem și genul acesta de oportunități. Ne place să credem că cyber security se poate face și de la distanță. Evident, ne place să interacționăm și în mod fizic. Dacă dorim să ne informăm suplimentar, fiind primul contact cu acest domeniu și de tot ce ține el, unde putem găsi resursele necesare? O să revin la un slide de mai devreme. Nu știu, Florina, se mai văd slide-urile mele? Da. Vedem ultimul slide. Ok. Categorii de exerciții, nu? Deci, cel puțin resursele propuse de noi se regăsesc pe site-ul etapei Bootcamp, adică pe acest link din partea de jos a slide-ului, în secțiunea exerciții, și exercițiul în care găsiți toate resursele se cheamă Bine ai venit. Deci, practic, acolo veți avea toate informațiile introductive pe toate temele acestea din partea stângă. Și, în principiu, de acolo puteți să plecați mai departe. Recomandarea mea este să citiți acele resurse, iar apoi să începeți să căutați pe internet resurse ajutătoare, cel puțin pentru a lămuri mai bine aceste domenii, după care, evident, să reveniți către exercițiile rezolvate deja de noi. Nu știu dacă am acoperit, cred că am acoperit cam toate întrebările, cel puțin din zona de Q&A. Da, mai este o întrebare, unde pot aplica la internship de la DNSC. Domnul Dan Câmpean a sugerat tuturor să urmăriți pagina de Facebook, că ei acolo comunică foarte activ apropo de ce activități au și când vor deschide internship-uri, deci vă sugerez să urmăriți pagina lor. Ce mai voiam să menționez apropo de, în completarea ceea ce a spus Andrei mai devreme, este faptul că pare un pic overwhelming tot programul, pentru că aveți o serie de resurse teoretice, practice. Este un pic mult, dar este foarte important să nu vă panicați.
începeți treptat, începeți să răsfoiți resursele teoretice, pentru că sunt o sursă foarte, foarte bună de început, adică vă oferă o bază teoretică, mai ales fiind în limba română, este foarte ușor să înțelegi și să solidifici baza de care ai nevoie pentru ca mai apoi să construiești peste. Și după ce ai trecut prin resursele teoretice, încearcă să apelezi la bunul prieten Google pentru a aprofunda toate informațiile respective. Și bineînțeles că orice întrebare la care nu găsești un răspuns, există mentori pe Discord, ne poți trimite chiar și nouă pe formularul Unbreakable un mesaj și vom încerca să te ajutăm. Cu siguranță tot programul într-adevăr este overwhelming, dar îți oferă un răspuns la întrebarea cum pot să încep și de unde pot să încep. Răspunsul este cu Unbreakable poți să începi. Este o oportunitate, este o șansă și chiar ne bucurăm să fim noi inițiatorul programului și să fim implicați activi și să reușim să vă ghidăm pașii către securitate cibernetică, pentru că e nevoie să fim acolo și să reușim să vă răspundem la întrebări și să creștem comunitatea, pentru că avem nevoie de o comunitate activă și profesionistă ca să reușim să keep up cu tot ce se întâmplă în mediul online. Florina, aș mai adăugă și eu puțin, dacă îmi dai voie. Cred că ar putea să fie și o zonă de fun pentru ei, adică să nu piardă și aspectul ăsta din vedere. Într-adevăr, vorbim aici și toate challenge-urile și tot ce se întâmplă e un lucru serios și cariera din spate, clar, în zona asta se duce, dar pentru ei este un journey, o călătorie care merită puțin realizată și în echipă și să nu uităm că pentru CTF-ul final, competiția finală, e bine să existe această sinergie, poate chiar de la început, pentru cele două, trei persoane care trebuie să se întâlnească din punct de vedere și să se completeze din punct de vedere competențe. Cred că combinația asta între seriozitate, dar și fun și echipă, ce spuneai tu, e cheia succesului în direcția creșterii comunității. Într-adevăr, așa este și mai ales gândiți-vă că Unbreakable este o oportunitate, o șansă. Nu ai ce să greșești, ci ai ce să înveți. Deci nu îți dă nimeni note proaste sau nu se întâmplă absolut nimic, ci poți să câștigi un premiu, două, trei, de ce nu? Și să, pe lângă experiență și pe lângă cunoștințe tehnice, cunoștințe oameni pe care îi cunoști, mentori și, nu în ultimul rând, o experiență care te ajută la CV în viitor. Pentru că, într-adevăr, zona de experiență practică este foarte, foarte importantă și te ajută să mergi mai departe în direcția pe care o alegi. Sperăm că am reușit să răspundem la toate întrebările. Dacă nu, vă încurajăm să intrați pe site-ul Unbreakable și există acolo un formular de contact. Ne scrieți acolo și răspundem în măsura în care putem. Andrei, mai ai ceva de adăugat? Nu, cred că ce a spus Cristi a fost chiar foarte important. Cyber security, pe lângă tot ce am vorbit noi astăzi, foarte serios cu toții, e și super fun. Și evident și responsabil din partea noastră, pentru că trebuie să fim atenți. Toate skill-urile pe care noi sau voi le veți învăța la Unbreakable sunt cu două tăișuri. Pe de o parte poți să faci și mult rău, dar în același timp poți să faci și mult bine. Și noi vă recomandăm să urmați calea binelui în acest sens și să vă distrați. Veți învăța foarte multe lucruri, cum să găsești, cum să spargi aplicații web, cum să găsești vulnerabilități, sunt tot felul de sisteme, cum să le repari, cum să analizezi algoritmi criptografici care teoretic ne protejează și ne ajută să comunicăm în mod secure. Foarte multe lucruri foarte interesante și cu foarte multă aplicabilitate în viața de zi cu zi și în activitățile pe care fiecare dintre noi deja le fac. Astfel că eu cred că am acoperit toate punctele. Dacă nu, ne vedem pe e-mail, ne vedem pe Discord, acolo suntem cei mai mulți, așa că let's do it! Și până atunci ne vedem și mâine cu primul webinar Unbreakable Romania, care va începe tot în cursul serii. O să primiți pe mail cei care sunteți înscriși la Unbreakable toate detaliile și informațiile, așa că nu fiți stresați sau panicați, o să anunțăm în timp util, astfel încât să aveți timp să vă înscrieți.
Mulțumim tare mult tuturor speakerilor. Mulțumim vouă că ați participat în așa număr mare până la o oră așa de târzie și sperăm că v-am încurajat așa un pic să alegeți Unbreakable, să vă implicați activ și să reușiți să vă bucurați de tot ce înseamnă domeniul de securitate cibernetică și programul pe care îl oferim. Mulțumim tare mult și ne vedem mâine. Seară bună! Pa, pa!